Bună ziua! Astăzi, 20 februarie 2012, ne aflăm la Centrul de Zi Omenia, unde cercul de creație se află în febra pregătirilor de 1 martie. După cum se poate observa, voluntarii noștri pregătesc de zor mărțișoare, care vor fi oferite în schimbul unor donații. Lângă mine se află doamna Eliza, care este activează de peste un an la cercul de creație și aș vrea să spună câteva păreri despre această activitate. Activitatea asta pentru noi ne bine dispune și nu mai stăm în casă în permanență, ieșim și facem și noi ceva folositor. Ce părere aveți de întâlnirile periodice? V-ați împrietenit cu doamnele? V-ați legat prietenii aici la centru de zi? Sigur că da, avem câteva colege care ne întreținem și ne întâlnim și în alte scopuri și aici venim și avem activități și de Paști și de Crăciun și acum de mărțișor facem mărțișoare și e o atmosferă foarte plăcută aici. Mulțumesc. Lângă mine se află singurul domn care activează la cercul de creație, un lucru mai puțin obișnuit pentru activitățile noastre artistice. Vreau să-l întreb cum se descurcă și ce părere are de activitățile care le desfășurăm. Mă descurc foarte bine, așa sunt mulțumit de activitățile care sunt. Tăiem plicurile, cartonașele, lipim mărțișoarele. Veți mai participa și în viitor la astfel de activități? Bineînțeles. Sperăm că mărțișoarele create de voluntarii noștri de la Cercul de Creație vor fi bine primite de public și sperăm că cu donațiile primite în schimbul acestora să putem să ajutăm cât mai mulți bătrâni cu venituri mici și foarte mici.